Rusia a folosit o rachetă de 6 tone construită pentru scufundarea portavioanelor pentru a distruge un bloc din Ucraina. Cel puțin 29 de persoane au fost ucise și peste 73 rănite. 72 de apartamente au fost distruse complet. Vine cu detalii Florin Jipa, de la editor la Monitorul Apărării și Securității. Bună seara, Florin! Armata ucraineană a identificat racheta folosită de Rusia în Dnipro. Vorbim de o rachetă antinavă KH-22 din perioada sovietică. Ce rațiuni militare au stat la baza acestui atac? Bună, Ana! Absolut nicio rațiune militară. Racheta are 6 tone, doar focosul are o tonă. Poate fi un focos nuclear sau unul convențional, cum este cel din folosit în orașul Dnipro. Este pur și simplu un act criminal, altfel nu poți justifica acest gest. Racheta este una ghidată, are un radar. Trebuie să ne gândim la faptul că o astfel de rachetă este proiectată să distrugă un vas aflat în mișcare. De sub nicio formă nu putea să fie vorba de o greșeală. De ce a tras într-un bloc de locuințe? De ce au distrus 72 de apartamente și alte 240 avariate grav? Cred că numai mintea bolnavă a cuiva de la Kremlin poate să desfășoare acest mister. Florin, se face tot mai mare presiune asupra statelor vestice să livreze Ucrainei rachete cu rază mare și chiar tancuri grele, dar The Guardian consideră, în urma unei investigații, că infrastructura Ucrainei nu poate susține tancurile vestice. Care este soluția? Da, am văzut și eu investigația. Ei spun că tancurile T-72 folosite de Ucraina au în jur de 50 de tone, în timp ce tancurile grele vestice, fie că vorbim de Abrams american, Challenger britanic, Leopard german sau Leclerc francez, toate au în jur de 70 sau chiar peste 70 de tone, deci cu 20 de tone în plus. Dar trebuie aici să ne gândim că nici România nu are o infrastructură prea strălucită, iar tancurile Leclerc au mers din, au venit până la 5, de la 5 au mers la Turda, săptămâna trecută au executat trageri. Tancurile americane Abrams de la Cogălnicianu la fel execută diferite trageri în poligoanele din România. Cred că mai degrabă este o problemă de mentenanță și cu siguranță încă liderii lumii nu au intenția sau nu au avut până acum intenția să furnizeze acest tip de echipament Ucrainei, însă cu siguranță în săptămânile viitoare se va întâmpla acest lucru. Deja avem promisiuni din Marea Britanie pentru Challenger 2 și din Polonia și Finlanda pentru tancul Leopard 2. Bineînțeles, acest lucru se va face coordonat pe NATO, așa s-a făcut de fiecare dată când a fost livrat un nou echipament. Despre rachetele cu rază mare de acțiune, și aici rachetele balistice pentru HIMARS, care au 300 de kilometri, dar și rachete de croazieră britanice, care pot ajunge până la 560 de kilometri, la fel trebuie să se ia o decizie la nivelul alianței, deoarece Ucraina, când va intra în posesia unor astfel de echipamente, cu siguranță va lovi obiective militare, cei drept, dar de pe teritoriul Rusiei. Mulțumesc, Florin!